Ceaușescu cu sacul de pietre pe umeri că era acoperit și s-a descoperit, zice: Iohannis a cedat. Chioveși va fi viitorul candidat al forțelor anti-PSD la scrutinul din 2019. Așa se explică muțenia mutului, dar și campania de victimizare a noului om politic Laura Codruța Chioveși. Iohannis e azi un laș, Chioveși o bravă. Probabil că până la sfârșitul anului PNL va trebui să aibă o altă conducere dacă actuala nu va fi de acord cu susținerea doamnei Chioveși la președinție. În același ton, prevăd că Dragnea s-ar putea să fie lăsat să scape cu achitare în toamnă și împins să candideze la prezidențiale, pentru că e șeful PSD. Ce ziceți de o confruntare Chioveși și Dragnea în 2019? The Beauty and the Beast. Aș împărți cu atenție funcțiile aici. A uitat să adauge tic-tac, tic-tac. Eu zic că așa va fi. Când vrea să facă pe Baba Vanga. Aceasta e o sumară în care apar și multe inside information, să mai spun și asta. În 2019 trebuie să fie la conducerea tuturor partidelor anti-PSD persoane care să accepte varianta Chioveși președinte. Cine mârâie dispare, voi reveni cu amănunte. Asta e o glumă proastă. De bineînțeles glumă. Domnule Țuțuia, numai dumneavoastră nu v-ați pronunțat. Asta e o glumă proastă. Cred că e foarte multă fabulație. Ce este cert e că domnul Barna simți nevoia să o invite pe doamna Chioveși în Uniunea Salvați România. Asta e cert, nu? Că dânsul a spus oficial că a făcut o asemenea invitație. Dacă ne uităm puțin totuși la modul în care a fost regizată plecarea de ieri, sunt dintre cei care cred că ea are o anumită notă de plecare spre politică, mai degrabă decât spre parchetul general. Ați sesizat și salutul cu mâna așa militar, poate mă văd telespectatorii în următoarele clipe, la plecare a salutat și a salutat colegii așa. Și a făcut exact ca un politician după o ședință din aceea cam de partid. Cum este domnul Orban cu echipa în spate sau domnul Dragnea discursul cu echipa? Cam tot discursul a fost un politic. Cu ea în spate, cu niște gamuri, cu niște milițieni de la judiciar, cu niște grefiere. Dom'le, important e că erau. Ce naiba? A făcut-o... Nu umflați, doamne. Regia interesantă a venit. Păi cine o umflă? Doamna Stoicescu, dumneavoastră ați avut-o vreodată în studio la un interviu liber? Păi ce vine? Păi, dar și de ce credeți că nu vine? Nu știu. Păi, fiindcă nu e în stare. Ce nu politică? Spuneți așa ceva. Păi, cum să nu spun? Nu e în stare, nu e capabilă. Dacă le-ai luat pe alea două, pe Tizian și pe Ancuța de lângă ea, la revedere, e g-g. Mă întorc. A fost o regie politică ieri. De ce? A venit, s-a dat surprinsă că sunt oameni. Credeam că sunteți la treabă. Către judiciariștii de pe scări, procurori, ce erau. Păi nu i-ai chemat pe milițienii. Nu, nici n-a știut că vin. Păi da. Deci candidează domnule Țuțuianu sau e glumă? Nu știu, dar cam așa seamănă de ieri. Cam așa seamănă, domnule Ferechiu. Cu siguranță nu din partea Partidului Național Liberal. Noi am observat că USR-ul face un anumit joc. Ar trebui să-i fiți recunoscători. Nu, face un anumit joc. Fără îndoială există un electorat care va privi cu foarte multă simpatie această candidatură. Eu cred că Partidul Național Liberal are un candidat în persoana președintelui Klaus Iohannis. Din câte mi-amintesc, chiar la un Consiliu Național, Partidul Național Liberal a decretat cât se poate de public și a votat o moțiune că îl susțin pe Klaus Iohannis. Relativ la bârfe de genul ăsta, că Klaus Iohannis îi face loc Codruței Chioveși și dacă PNL-ul sau partidele care nu vor susține candidatura lui Chioveși își vor schimba conducerile, astea sunt niște, mă rog, niște lucruri care dau bine pe Facebook, fără discuție, însă cred că trebuie să fim mult mai serioși și mai responsabili. E una să fii procuror numit și alta să fii funcție politică, să te voteze lumea aleasă. E o mare diferență. Adică, din punctul ăsta de vedere, eu cred că e bine să nu facem confuzii. Dacă USR-ul își dorește să o aibă pe doamna Chioveși și candidat la președinție, foarte bine. Am mai văzut bine un scenariu, nu știu dacă l-ați citit, pe un site, care spunea cam așa, că USR-ul va face o înțelegere cu partidul domnului Cioloș și că domnul Cioloș, ca și să meargă liniștit spre președinție, o va duce pe doamna Chioveși și către Parlamentul European, cap de listă în anul 2019. Aha. Dacă ne uităm puțin la declarația domnului Barna, ar putea fi și asta o variantă. E bine acum... că PNL-ul nu e în această, în această construcție. E sigur că lucrurile s-au separat puțin între PNL și USR și poate că asta e un lucru... Având un bazin electoral atât de mare...